O grevă de proporție a început în Germania, paralizând transportul public și aeroporturile, aceasta fiind una dintre cele mai ample mișcări sociale de acest gen din ultimele decenii, în condițiile în care cea mai mare economie europeană se confruntă cu o inflație în creștere, scrie news.ro. Cu referire la Reuters, liderii sindicali au avertizat că majorările salariale considerabile pe care le cer sunt o chestiune de supraviețuire pentru mii de angajați, în timp ce conducerea califică cererile și acțiunile greviștilor drept complet excesive. Sindicatul Verdi negociază numele a 2,5 milioane de angajați din sectorul public, inclusiv în transportul public și aeroporturi. Sindicatul Feroviar și de Transporturi negociază numele de aproximativ 230.000 de angajați ai operatorului feroviar Deutsche Bahn și ai companiilor de autobuze. Verde cere o creștere salarială de 10,5%, ceea ce ar însemna cu o majorare a salariilor cu cel puțin de 500 de euro pe lună, în timp ce EVG solicită o creștere de 12% sau cel puțin 650 de euro pe lună. Deutsche Bahn a declarat că greva este complet excesivă, nefondată și inutilă. Angajatorii avertizează de asemenea că salariile mai mari pentru lucrătorii din transporturi ar duce la creșterea tarifelor și a taxelor pentru a compensa diferența. Grevele, care au început imediat după miezul nopții și care vor afecta serviciile pe tot parcursul zilelor, sunt cele mai recente acțiuni din seria mișcării sindicale ce afectează de luni de zile marile economii europene, pe măsură ce prețurile mai mari la alimente și energie afectează standardele de viață.